Producția industrială a cunoscut o creștere datorită majorărilor din industria prelucrătoare cu 16,5%. Scăderi s-au înregistrat la producție și furnizare de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat, și în industria extractivă cu 27% și respectiv cu 4,7%. Pe marile grupe industriale s-au înregistrat scăderi în industria bunurilor de uz curent cu 7,9%. O creștere puternică se vede în industria bunurilor de capital cu aproape 80%. În industria bunurilor intermediare cu 22,4%, în industria energetică cu 8,3% și în industria bunurilor de folosință îndelungată cu 6,3%. În comparație cu anul trecut, producția industrială a înregistrat o creștere cu 35,6%, iar unitățile industriale au avut o cifră de afaceri mai mare cu 29,7%. Pe marile grupe industriale s-au înregistrat scăderi în industria bunurilor de uz curent cu minus 7,9%, creșteri s-au înregistrat în industria bunurilor de capital cu plus 76,6%, aici avem produse cu ciclu lung de fabricație. Dacă producția crește și angajații iau bani mai mulți, astfel câștigul salarial mediu nominal brut în județul Dâmbovița a fost de 1530 de lei, iar cel net de 1126 de lei, în creștere cu 0,7 respectiv 0,5%. La nivel național, câștigurile salariale au cunoscut o scădere cu aproape 5%. Câștigul salarial brut pe total economie a fost de 1973 de lei, iar cel net de 1436 de lei. Cel mai bine plătiți sunt angajații din activitățile de intermedieri financiare, care iau în jur de 3620 de lei salariu net, iar cel mai prost plătiți cei din hoteluri și restaurante, cu un câștig salarial de 803 lei. Creșteri de salarii au avut loc în domeniile tranzacții imobiliare, activități financiare, telecomunicații. În județul Dâmbovița, câștigurile salariale s-au situat sub nivelul celor înregistrate pe total țară cu 21,9% la câștigul salarial mediu brut și cu 21,1% la câștigul salarial mediu net. Creșteri ale câștigului salarial mediu net s-au înregistrat ca urmare a acordării de premii ocazionale, plății concediilor de odihnă din fondul de salarii, plății sumelor din profitul net și din alte fonduri, dar și realizărilor de producții ori încasărilor mai mari. În sectorul bugetar, câștigul salarial a crescut în sănătate și asistență socială cu 0,4% și în administrație cu 0,3%, datorită acordării unor prime ocazionale și stimulente. În învățământ, câștigul salarial mediu nominal net a scăzut cu 2,4%, scădere cauzată și de participarea angajaților la grevă.